Din cauza acestor întârzieri, colectarea selectivă a deșeurilor în sighetul Marmației va demara abia peste 2 luni. Groapa de gunoi este în principiu gata. Acolo sunt 2 investiții. O investiție este închiderea gropii de gunoi în așa fel încât să nu existe nimic din ceea ce a fost. Sunt diverse straturi puse suprapus una peste alta de materiale care izolează oarecum. La suprafață există pământ vegetal. Pe pământul vegetal se pune iarbă și se va pune vegetație, în așa fel încât groapa să fie închisă. În paralel cu aceasta s-a demarat o procedură pentru a se face o stație de sortare și selecție. Lucrările la stația de sortare și selecție din Sighet sunt aproape finalizate, însă aceasta nu va putea fi folosită în perioada următoare. În acest moment, noi ar fi trebuit, practic, să sortăm tot gunoiul și să-l transmitem mai departe, dincolo de Baia Mare, conform proiectului care există pentru întreg județ, însă, din păcate, ceilalți n-au fost așa de, haide să spunem, norocoși ca noi să încheie investițiile în termen util. Și până atunci, în spate, vom amenaja o mică groapă temporară în care vom depozita până când începe să funcționeze groapa de acolo. Când funcționează groapa de acolo, tot ce s-a strâns se va băga în stația de sortare și va funcționa pe principiul pe care îl vom avea până vom avea definitivat. Edilul a precizat că groapa provizorie ar putea fi folosită 6 sau 12 luni în funcție de cât de repede vor fi finalizate lucrările la nivel județean. În ceea ce privește colectarea selectivă, primarul municipiului Sighetul Marmației a spus că există un plan care va fi implementat pentru funcționarea acestui proces de selecție a gunoiului. Lupta mare care urmează va fi probabil peste vreo 2 luni, când vom încerca să demarăm procedura de selecție, de colectare selectivă. E delicat, va fi greu până ne vom obișnui. Avem un plan prin care ne dorim prima dată să începem prin a pune în cutiile poștale ale oamenilor saci special destinați și ei să-i încarce și să-i ducă și noi să-i ducem, să-i aruncăm prima dată împreună până ne vom convinge că funcționează sistemul de selecție. Deocamdată nu se știe dacă prețurile plătite de cetățeni pentru colectarea gunoiului vor rămâne aceleași și în urma implementării acestui proiect.